Ați împlinit 10 ani de când v-ați reîntors la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț ca director și este unul dintre cele mai lungi directorate. Da, au trecut 10 ani, parcă a fost ieri, de când m-am prezentat și am luat concursul pentru director la acest teatru, care mie mi-e foarte drag. Mai înainte am fost actor aici mulți ani, am plecat după o perioadă la Teatrul Odeon în București și m-am reîntors în 2006. Și iată-ne astăzi. Sigur că ați mai spus-o probabil de multe ori, mai ales atunci la început. Cum ați făcut totuși pasul acesta către Piatra Neamț? E foarte simplu. În momentul în care am aflat că s-a scos la concurs acest post, dragostea cea din tâi a învins și m-a convins că trebuie să mă întorc unde mi-e locul cel mai drag și pe care l-am iubit cel mai mult. Și în momentul în care eram actor aici, visam cam cum mi-aș dori eu să fie acest teatru, ce ar trebui să însemne tinerii din acest teatru, rampa de lansare a lor, sprijinul acordat lor. E un teatru al tineretului și acest teatru trebuie să-și păstreze menirea. V-aș ruga iarăși să aruncați acea privire retrospectivă. Care au fost direcțiile cele mai importante pe care vi le-ați propus, le-ați urmat și au avut și rezultate? Primul lucru a fost să mă plec asupra repertoriului, să creez un repertoriu în primul rând pentru tânăra generație, bineînțeles să-și găsească locul și cei din generațiile mai vechi, apoi să relansez festivalul de teatru. I-am și dat o denumire când am venit, l-am numit Pledez pentru tineri. Apoi a urmat lupta ca să ne recâștigăm poziția pe firmamentul teatral din țară, o luptă care nu a fost ușoară. Sigur, am adus oameni noi chiar de la început, am avut încredere în ei, regizorii au distribuit, au jucat, au fost remarcați, teatrul pe această perioadă a luat o grămadă de premii, deci munca n-a fost în zadar. Nu știu ce va spune până la urmă istoria, dar în directoratul Liviu Timuș la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, cred că s-au impus unele spectacole, nu doar pentru că au luat premii valoroase și au fost invitate numeroase festivaluri în toată țara, ci și prin faptul că ele au reprezentat momente importante în evoluția creatorilor lor și în omogenizarea trupei. Și mă gândesc la spectacole precum Povestiri despre nebunia noastră cea de toate zilele și Herr Paul, ambele în regia lui Radu Afrim, la România 21, muzicalul lui Peca Ștefan, la spectacolele lui Alex Măzgăreanu, Gărgărițele se întorc pe pământ și Viclenile lui Scapin, la cele ale lui Vlad Cristache, Aproape și Revanș, autor contemporani, iar nu în ultimul rând la acel minunat 5 minute miraculoase la Piatra Neamț în regia Anei Mărgineanu, care revine pentru un spectacol de o structură similară, dar după ce au trecut niște ani. Mă gândesc la spectacolele puternice semnate Saboca Istvan, spectacole care ridică probleme spectatorului, îl îndeamnă la reflecție, cum au fost Soldații sau Sfârșitul Jocului, sau mă gândesc la spectacole cu tenta unor eseuri scenice, cum sunt cele ale lui Horațiu Mihaiu. Iar festivalul este foarte iubit. Cred că este cel mai iubit festival din țară. Sigur că la noi festivalul este cel mai lung, pentru că e un festival concurs. Și ca să repartizezi, de exemplu, mi-e anul acesta 18 trupe care au fost selectate din 80 de doamna Maria Zărnescu, ca să aranjezi pe zile 18 trupe să poată să joace în concurs, deci trebuie să fie cam câte două trupe pe zi plus spectacolele din regalul teatral, care sunt și ele 6 la număr, plus 4 spectacole ale Teatrului Tineretului, plus 3 lansări de carte, deci sunt evenimente multe. Nu ai cum să le înghesui și așa noi avem spectacole deja la ore destul de târzii, la ora 22 și la ora 23. Și mare ne-a fost bucuria când am văzut că și la aceste ore sala este plină. Deși aparent programul este mai dificil pentru invitații festivalului, este un festival în care te simți bine pentru că se pune accent pe spectacol și pe această întâlnire prin spectacol. Deci nu vă pierdeți în așa numitele acțiuni conexe. Cred că a fost o caracteristică a festivalului de când el se numește Pledez pentru tineri și cred că doriți să o mențineți. Da, festivalul vrem să-l avem cât mai curat, să ne axăm în primul rând pe teatru și tot ceea ce este legat de teatru. Sigur
că se pot face multe acțiuni și se pot lipi, dar n-avem nevoie de așa ceva, pentru că pata de culoare cea mai mare este cea pe care o dau trupele și tinerii și spectacolele care vin aici, întâlnirea dintre ei, aceste seri fabuloase în care ei se întâlnesc și radiază de bucurie. Ce poți citi pe chipul lor este inimaginabil. Cât de fericiți pleacă de aici. După aia cât timp vorbesc despre acest festival până când vine timpul să facem altă ediție și altă ediție și altă ediție. În primul rând și prin titulatură, Teatrul Tineretului. Întotdeauna atras să spune că teatrul din Piatra Neamț a fost o pepinieră. Sigur, asta e frumos pe ansamblu, dar din punctul de vedere al teatrului, poate că nu-i chiar așa frumos ca oamenii să vină, să te bucuri de ei, să vezi că au rezultate, sunt apreciați, cum ați spus, individual, ca trupă, în festivaluri, și totuși după aceea să plece. Poate că acum circulația e și mai rapidă decât acum 25 de ani. Cum se simte asta din postura directorului? Sigur, mie mi se rupe inima când pleacă un actor foarte bun de aici, dar nu poți să-i frângi niciunei păsări aripile. E dreptul lor și pe cât de îndurerat sunt, pe atât sunt de bucuros că își găsesc un loc mai departe, că se duc pe scenele bucureștene și avem deja o sumă de actori care au plecat de aici și care se întorc și ei ca la prima dragoste cu lacrimi în ochi când ajung cu spectacolele din București pe scena Teatrului Tineretului. Mi se pare normal să se întâmple așa, pentru că ăsta este cel mai mare bucurie pe care o avea un actor când câștigă o clasă în plus, când știe ce se întâmplă cu el, când are alt box office, când viața lui se deschide ca o fereastră spre un cer senin și îi dă puterea să lupte mai departe pentru ceea ce el e menit să facă, ce l-a făcut Dumnezeu să facă. A fi fost actor la Piatra Neamț, la Teatrul Tineretului, rămâne un blazon, așa cum a fost pentru generații dinainte, un titlu de mare glorie, doar două exemple, un Mitică Popescu sau un Silviu Purcărete. Sigur că da, și mulți alții, începând de la Florin Piersic, prima generație, Leopoldina Bărănuță, Maia Morgenstern, Oana Pelea, Carmen Galin, mulți actori au trecut pe aici. Majoritatea au trecut pe aici. A fost întotdeauna o rampă de lansare și chiar mi-am propus de când am venit, de la început din 2006, să refac această rampă de lansare, pentru că așa trebuie să fie. Ăsta este brandul pe care îl are acest oraș, Teatrul Tineretului, rampă de lansare. Și a fost denumit Teatrul din Piatra Neamț, Fenomenul Piatra Neamț. Și-a recăpătat acest atribut esențial. Eu mă bucur să aud acest lucru și chiar mă bucur când rezonează lumea cu noi și aud gânduri din afară, păreri din afară. Mă bucur cum ne primesc oamenii când suntem invitați la multe festivaluri din țară. Deci încă însemnăm ceva pentru oameni. Așa mai practic, cum ajung tinerii? Au trecut și pe aici tinerii regizori, socotiți vârfuri ale generației lor, ca și parte dintre actori. Cum reușiți și să vorbiți puțin și despre cei care acum, odată cu această stagiune teatrală 2016-2017, au ajuns în teatru? Trebuie să vrei. În primul rând trebuie să vrei ca să ți înnoiești trupa permanent. Trebuie să cauți prin toate legile stufoase, trebuie să găsești portițe, variante, ca să poți legal aduce actori și angaja în teatru. E foarte greu în ziua de azi. Noi am avut norocul că anul trecut ni s-au mai dat posturi în plus, pentru că prin reabilitarea teatrului a fost în contractul de reabilitare, mărirea capacității spațiului de joc, noi am mai deschis și o sală studio la subsol, ni s-au mai acordat locuri în plus și uite așa am reușit să aducem 8 actori noi, angajați prin concurs, prin audiție. Am adus 3 regizori, pe Vlad Cristache, pe Bobby Pricop și pe Alexandru Măzgăreanu, care au fost în comisie, nu i-am ales noi, i-au ales ei. Pentru că așa e normal, să-i vadă niște regizori care își fac niște proiecte, își fac niște planuri și trebuie să vadă în oamenii pe care îi aleg pentru trupă, pe cei mai buni, care sunt apți și vor străluci în spectacolele pe care le vor monta pe scena teatrului nostru. Mă bucur de copiii pe care i-am adus, regizorii care au trecut și au lucrat cu ei. Ana Mărgineanu îmi spunea că n-a mai văzut o asemenea trupă în niciun teatru din țară. Ce trupă omogenă, ce copii buni am luat. Întreba unde i-ați găsit, cum de i-ați adus. I-am adus, e o vânătoare continuă. Toate teatrele ar trebui să facă acest lucru. Toate teatrele să se uite, să vâneze regizori, să vâneze actori, să poată să-i aducă, să le ofere condiții, cât de cât din sărăcia care există, dar să facă totul pentru ei ca să-i țină, pentru că acești copii ai unui Dumnezeu mai sărac trebuie ajutați de semenii lor și să nu aștepte minuni.
Minunile vin de la cei care îi iubesc și numai oamenii care îi iubesc îi pot ajuta. E un paradox. Vorbesc de actori, în primul rând, în condițiile în care există așa promoții stufoase la toate institutele de teatru din țară, pe de o parte, iar pe de altă parte, prea puțină preocupare în teatre sau neputințe. Teatrele sunt puține, iar actorii sunt foarte mulți. Să nu uităm totuși că această meserie este o meserie liberală. Nu te obligă nimeni să o faci decât Dumnezeu îl obligă pe cel pe care l-a implantat cu har, cu talent și l-a făcut, l-a creat pentru această meserie, pe acela trebuie să-l ajute și să-l stimuleze, să-l ducă mai departe. Acum, sigur că este o luptă, toată lumea trebuie să lupte. Cei mai buni vor reuși, toată viața, în fond, e o luptă. Credeți că e mai dură decât acum 25 de ani, 30 de ani? Nu dură, este mult mai dură. Mult mai dură pentru că s-au schimbat și condițiile. Îmi vine în cap acum un titlu de poezie a lui Mihai Eminescu, cu urât și sărăcie. Trăim într-o perioadă de urât și sărăcie. Și în această perioadă, dacă ar fi oameni care ar fi deschiși și ar înțelege acest fenomen, înțelege că cultura face parte din viața și din existența unei națiuni și este piatra fundamentală, cultura și educația, este la baza unei nații, unui popor, lucrurile s-ar schimba în bine, chiar din puținul care este. Noi, slavă Domnului, suntem sprijiniți într-o anumită măsură și eu zic că destul de bună, dar încape mult mai mult. N-ar trebui să explicăm celor care ne finanțează că această finanțare nu ne-o dau din banii lor proprii, sunt banii publici, banii oamenilor. Ei nu mai aprobă, ridicând mâna, cât să aloce pentru un festival sau pentru o stagiune teatrală. Dacă ei ar înțelege că acest teatru este un mare brand al orașului, este acea rampă de lansare, fenomenul Piatra Neamț. Acest teatru trebuie să meargă cu brio mai departe, nu și-ar mai pune problema să ne spună vă dăm bani, că nu ne dau ei bani. Sunt bani publici ai oamenilor care ne iubesc și vin să vadă spectacole la acest teatru, pentru că spectacolele nu le facem pentru noi, le facem pentru comunitate și pentru cei care ne iubesc. Totuși, relația dumneavoastră, așa cum se cheamă ordonatorul de credite, este bună. Da, e bună, însă trebuie multă lămurire, multă muncă de lămurire, multă justificare. Anul acesta a fost un pic mai greu pentru că a fost primul an când ni s-a cerut o notă de plată dinainte. Totdeauna mergeam, ne raportam la festivalul din anul anterior și știam cam pe unde ne aflăm, ceream o sumă de, sigur că totdeauna după aia venea un audit, constata exact contractele care s-au încheiat, tot ce s-a făcut. Dădeam seamă la absolut orice. A fost primul an când ni s-a cerut dinainte și am zis, da, cum să fac dinainte? Vă dau o estimare. Poate să costă un pic mai mult sau un pic mai puțin. Am făcut calculul pe zile. A fost o muncă infernală. Și am dus un raport la centime făcută socoteala. Și totuși ni s-au dat bani mai mulți decât anul trecut, dar mult mai puțini decât am cerut. Ne-am descurcat, dar a trebuit iar să revenim la sărăcie, iar să tăiem de unde mai erau cheltuieli, de la publicitate, de la mass media. Nu e bine pentru că festivalul trebuie cunoscut. Să fie toată lumea mândră de existența unui fenomen și să-l țină în viață. Exact. Din această sărăcie am făcut o minune. Aș vrea să ne întoarcem la partea artistică mai plăcută pentru noi, deși aceste lucruri nu trebuie eludate, nu trebuie ținute sub tăcere, deci să revenim la partea artistică și la faptul că așa cum s-a întâmplat cel puțin în acești 10 ani, Teatrul Tineretului nu intră în acest concurs pe care l-a lansat și dincolo de premiile pe care le stabilește un juriu, este, așa cum ați spus, această minunată oportunitate a întâlnirii, a dialogului, a aceste posibilități ca actorii să îi vadă și pe alți colegi din țară, pentru că actorii sunt dornici, îi simt să vadă teatru cum se face și în altă parte. Deci, dincolo de tot ce înseamnă festivalul, Teatrul Tineretului își rezervă dreptul suveran, ca să spun așa, de gazdă. Așa ne-am și gândit și nu ar fi corect să intrăm în concurs. Este foarte bine să faci un festival, tu să fii gazdă și ca să te poți ocupa de cei din festival și ca festivalul să iasă bine, nu trebuie să ai grija că și tu ești în concurs. Și nu e drept să fii tu în concurs. Tu organizezi festivalul, nu fac un festival ca să-mi dau mie premiu. Au fost perioade, sigur, la început, când toată lumea venea și concura aici,
e bine și așa și așa, dar eu de când am venit am considerat că teatrul nu trebuie să ia parte la concurs, e să fie gazdă, să le arate toate dragostea celor care vin și să aibă timp să se ocupe de ei. Vorbiți puțin pe scurt despre cele 4 spectacole pe care le-ați înfățișat oaspeților și colegilor. Da, a fost greu să alegem din portofoliul pe care îl avem. Până la urmă a coincis ca premiera Cum vă place a lui Shakespeare, regia lui Vlad Cristache, să iasă chiar în deschiderea festivalului. Băi, mai avem un spectacol foarte frumos pe care noi l-am făcut inițial în sala studio, dar după aia l-am mutat la scena mare. Este o comedie foarte bună. E dramaturge ruse Ptoșchina, Dar ce ați crezut, în regia lui Tudor Tăbăcaru. Apoi avem spectacolul Soboca Istvan, Sfârșitul jocului, și în încheiere, în seara festivității, decernării premiilor, Anul dispărut 1996 al lui Ana Mărginanu, spectacol în care vor fi spuse povești care s-au întâmplat chiar în acest teatru și în acest oraș. Putem fi subiectivi în alegere, dar ne-am sfătuit mai mulți, pentru că eu niciodată nu iau decizii de unul singur. Unde-s mai multe capete, lucrurile se întâmplă mai bine, și asta a fost și deviza mea de când am venit aici. Nu iau decizii de unul singur. Tot ce se întâmplă, vreau păreri, ne sfătuim, pentru că numai așa putem ajunge la performanță. Cum ați gândit stagiunea în continuare? E gândită destul de frumos. Vedeți, stagiunile nu coincid cu anul financiar. De la 1 ianuarie intrăm în alt an financiar, sfârșim anul cu un spectacol pus de Bobby Pricop, după aia în ianuarie la sfârșit vine Andreea Gavriliu, care a fost actrița noastră și pe care am sprijinit-o să facă facultate de coreografie la zi și se întoarce la noi să facă un spectacol cu trupa. A descoperit o trupă foarte bună, i-a plăcut și a zis că merită să facă un spectacol aici. Apoi îl avem pe domnul Alexandru Dabija, apoi pe Radu Afrim și slavă Domnului, să o ținem tot așa. La anul se împlinesc 50 de ani de când a primit titulatura de Teatrul Tineretului. Și iacă-te, iar prilej de festival, iar prilej de petrecere, iar prilej de bucurie pentru comunitate. Ceea ce este important este că oferiți această sărbătoare mereu, prin fiecare spectacol, fiecare stagiune și iată acest festival. Noi suntem mulțumiți când vedem râsetele și lacrimile în ochii oamenilor, când vedem că sala e plină, asta ne dă putere pentru mai departe. Actorul are vreun plan? Mă gândesc ca spre încheierea mandatului meu de manager să mă mai urc o dată pe scenă. Vă așteptăm!